Băi, nu te dai! E tare! Ce-a fost asta? Săritură! Wow! Incredibil! Asta a fost bravo. Și fața mea, exact asta bravo, a fost fața mea. Bravo, mă, Natalia, fă-te microfonul. Felicitări, mă, fată, vină lângă mine. Aoleu, ce bine că am scăpat. Ce bine că ai scăpat, dar zi-mi... Toată seara am așteptat să fac. Să se ducă. Cum crezi că ai sărit? Cred că desprinderea a fost bună. Acolo mi-era foarte teamă, pentru că asta era noutatea. Practic am mai sărit în picioare de la 10. Echer? Echer în picioare a fost ăsta, da. Nu mai știe. Să fac echerul ăla. Să mă îndrept. Cred că intrarea nu a fost fantastică, dar cred că mi-a ieșit echerul ăla. Nu știu, habar n-am. Eu pe tine nu te-am mai văzut de foarte mult timp, așa, față în față. Tu ești săcănită. Da, ești săcănită mișto. Hai să ne uităm cum ai sărit. Excepțional, nu știu, Monica? Ea, avem aici... Ți-a plăcut ție? Ți-a plăcut? Mult de tot! Deci mie mi se face pielea de găină și pe bune mă înclin în fața acestui curaj, dar și în fața acestei performanțe. L-am simțit și pe Cătălin foarte satisfăcut, să știi. I-am simțit strigătul ăla de bucurie, dar spune el acum imediat. E foarte mândru. Da, cum Natalia este un exemplu pentru noi toți. A fost foarte serioasă de la primul antrenament până în momentul de față. Dacă aveți de gând să o mai chemați și în viitor, promite ea cu siguranță sărituri mult mai spectaculoase și mult mai frumoase, pentru că este foarte serioasă și cu așa sportiv poți lucra. Și n-am ce să spun. Te felicit, ești foarte, foarte tare. Mulțumesc din inimă, Natalia. Mulțumesc mult. Mulțumim mult. Da, o să încep cu Clara. Ce a fost asta, Clara? O săritură în picioare, în poziție echer, cu fața. Foarte elegantă, foarte frumoasă. Puțin s-a dus pe spate, dar nici n-am văzut, știi cum? Așa frumos a încordat încât n-am mai văzut. Ai văzut, ai zis. Păi am zis, da, trebuie să specific, trebuie să văd și minimă greșeală, dar nu vreau să țin cont de ea în seara asta. Bravo. O săritură foarte frumoasă, ești elegantă, ești curajoasă, ești... Ți-am zis, tu cred că într-o viață anterioară ai fost săritoare în apă, jur. Dar nebună, sigur am fost. Ai un curaj fantastic, pe cuvânt. Da, chestia asta cu curajul mă caracterizează, tot timpul am fost genul ăsta. Mă duc înainte și vedem noi. Mă mai gândesc pe parcurs, nu o gândesc prea mult înainte, că dacă o gândesc prea mult, nu o mai fac. Te felicit, bravo. Ne dai și o notă, Clara? Sigur că da. Bine, Clara! Bine! Mulțumim mult, Clara! Hai! Cu mare drag! Te-a supărat în seara asta de câteva ori, Clara, dar acum... Uite ce frumos! A vorbit frumos, a dat și notă bună! Eu rămân foarte greu sau foarte rar fără cuvinte sau așa. Și tot timpul mă scot cu vorba asta pe care o am de la tatăl meu. 1000 de vorbe nu fac 2 bani. Hai, mă, mersi! Bravo! Și o rățușcă! Dă-i mă rățușcă! Asta, rățușcă! Felicitări, bravo! Fără rățușcă, o pun în baie. Înainte să dai nota, Ana Marina, vreau să-l întreb pe Franci. Franci, tu o să sar, mă, și tu așa? Cu siguranță, momentan nu, dar pot să spun că pentru mine asta a fost cea mai frumoasă săritură de până acum. Natalia, nu știu dacă ai văzut, dar în momentul în care ai ieșit din apă, toată lumea s-a ridicat în picioare. Nu știu am simțit aplauzele și mi-am dat seama că erau cel puțin pe colegii toată mei. Toată lumea s-a ridicat în picioare. Apreciez și mult. Și colegii tăi. Și m-am dat seama că ți-a scăpat pentru că erai copleșită de emoții. Wow! Felicitări încă o dată! Mulțumesc din suflet! Mulțumim mult publicului, mulțumim, Monica! Hai, ne întoarcem la Neamărin. Ia-ți din Neamărină! Mateuțo, ai fost atentă la comentariul Monicăi? Ia-l la dublu, încordat, toată lumea te-a aplaudat și eu, uite ce pot să fac pentru tine. Mulțumesc din suflet! Bravo, felicitări! Eu zic să nu te bucuri încă, avem nu, o notă secretă, ce drept, dar na. Dar niște vorbe bune poate are, ia să vedem. Natalia, o fată frumoasă, cu o carieră în televiziune,
Știi ce se spune despre fetele frumoase, o carieră în televiziune și despre felul în care ajung să fac asta? Știu. Și este foarte bine că arăți că este mult mai mult decât atât acolo. Pe lângă faptul că ești o fată frumoasă și smart, ești și o fată care nu se teme să muncească și care nu se teme să lupte. Și cred că pentru asta meriți în totalitate nota pe care ți-o voi da în această seară. Mulțumesc mult, oare ce not? Natalia, nu știu care este nota secretă, dar și nu știu cum va arăta finalul acestei seri, dar tu în momentul acesta ai 27,5 puncte. Bravo, Natan! Pot doar să spun că m-am simțit foarte bine în această seară. Am încercat să dau tot ce am mai bun, pentru că dacă aș fi plecat de aici cu gândul că aș fi putut să fac ceva mai bine, aș fi murit de nervi și de ciudă. Cât am putut eu, pătrățica mea, am încercat să fac cât mai bine și să nu dezamăgesc pe acolo. Bravo, pătrățel! Mulțumesc! Ce ai făcut, ce n-ai făcut, ai făcut în pătrățică ceva bine. Bravo! Te pup! Bravo, Gagi!